Guvernul a aprobat ordonanța de urgență care modifică legea privind reforma în domeniul sănătății, iar printre noutățile prevăzute în actul normativ se numără și decontarea costurilor pentru operațiile de reconstrucție mamară prin endoprotezare în cazul intervențiilor oncologice din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Cancerul de sân este o boală frecventă în România, înregistrându-se anual peste 4000 de cazuri noi. Chiar dacă este o boală gravă, se poate vindeca prin intervenție chirurgicală. Ca și în cazul oricărei alte intervenții chirurgicale, sănătatea fizică a pacientei primează însă nu trebuie neglijată nici starea psihică a pacientelor. Mastectomia, operația de eliminare a sânului bolnav, are un impact psihologic imens asupra pacientelor și este o intervenție chirurgicală mutilantă. Reprezentanții din sănătate au purtat multă vreme discuții pe tema de contării reconstrucției mamare pentru femeile operate de cancer de sân, iar din acest an a hotărât să aloce și bani în acest sens.